Atmosferă deosebită astăzi în incinta Palatului de Cultură din municipiul Soroca. Holul palatului a fost împânzit de lucrări ale meșterilor populari care și-au prezentat îndeletnicirile în cadrul unei expoziții, iar cele mai originale mărțișoare au fost apreciate în cadrul concursului Mărțișorul Dar al Primăverii. Eu am confecționat aceste mărțișoare din fibre vegetale, anume lozie. Iată, acesta este mărțișorul meu preferat. Pot să vă-l arăt. Ia uitați! Это мои работы. Я работаю в техникой вышивка ленточками. Очень люблю. Мне нравится делать картинки, чтобы они были яркие, получались, чтобы радовали глаз. А еще мне очень нравится делать баночки. Это очень удобно и красиво. Украшает интерьер, радует глаз. В баночках можно хранить все, что угодно. Я дарю подругам. Они говорят, что их это очень радует. Undeva de 10 ani am început să brodez aceste ei, care mă reprezintă pentru că eu le brodez pentru mine și pentru familia mea și în fiecare costum îmi pun suflet, iar ornamentele nu le culeg de nicăieri, îmi selectez modelele așa cum gândesc eu. De exemplu, pe acest costum am brodat tricolorul și acest costum îl îmbrac la activități sau la zile deosebite, precum este Ziua Independenței, Ziua Națională a Republicii Moldova și alte evenimente importante. Tot astăzi a avut loc spectacolul festiv dedicat Zilei Internaționale a Femeii, prezentat de Ansamblul Academic Național de Dansuri Populare, JOC. Maestria și temperamentul dansatorilor, coloritul național și varietatea interpretativă au trezit spectatorilor emoții greu de redat în cuvinte. Am distrat frumos înainte de 8 martie, un cadou minunat. Ne-au plăcut artiștii, ne-au plăcut atmosfera. Mulțumim de așa concert. Eu, ca elevă colegiului de arte, unde la noi toți practic coreografia, foarte bine. Sper ca colegii mei de colegiu să ajungă fix așa ca ansamblu JOC. Extraordinar, cuvinte de laudă, de bravo pentru cei care promovează arta poporului moldovenesc în țară și peste hotarele ei. Sunt excepționali. Niște emoții nu vă pot reda și am plâns de bucurie ceea ce am văzut, ce fac ei în scenă, promovând tradiția și adusă la atât, la un profesionalism atât de înalt. Sentimente atât de patriotism, de mândrie de țară, mândrie de neamul nostru. Probabil asta, în primul rând, cine ne-a promovat astăzi. Mulțumim Palatul de Cultură, secției Cultură și Turism Raionul Soroca, care a organizat așa un concert extraordinar. Astăzi la Soroca a fost un concert de amploare, dedicat zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, în comun acord cu Primăria Municipiului Soroca și Consiliul Raional. Am contribuit și am organizat acest concert frumos pentru mult stimatele noastre doamne. Sper că publicului i-a plăcut acest eveniment, judecând după aplauzele puternice care au fost în sală. Amintim că în ziua de 8 martie la ora 12 va avea loc spectacolul Mai regină decât floarea, doar femeia poate fi. Intrare liberă. Iar la 10 martie, ora 16, va avea loc închiderea festivalului Mărțișor 2020.